Seara bună! Bine ați venit la Marea Repatriere! Ea e marțea pe locul ore de veche. E ideea la care Radu Moraru nu renunță sub nicio formă, cum că o parte dintre românii care au plecat și se apropie de vârsta a doua și chiar a treia ar putea reveni în țară pentru că, nu-i așa, unde e mai bună pâinea decât la tine acasă, indiferent oriunde ai fi și cât de bine ți-ar fi acolo, dorul te macină. Pentru tineri e mai greu să vină, pentru că și-au făcut cariere, s-au aranjat și gândul de casa lor, de locul lor natal, îi roade adesea, dar nu lasă tot ca să vină. Pentru cei de vârste la a doua și de a treia, întoarcerea la locurile natale, ca peste tot în istoria lumii, pare a fi o obsesie. Multe popoare au tot plecat să lucreze în alte părți, dar la un moment dat s-au întors. Radu Moraru crede că zona Valea Pracovei, Brașov, Sibiu, aduce pentru cei care au trăit în vest, a Occident și că acolo ar putea să îmbătrânească frumos și să își petreacă ultimele zile în țară, auzindu-i pe cei dragi, văzându-i pe cei dragi și trăind acasă în ultima instanță, pentru că te inspiră nu doar oamenii, ci și locurile, pământurile, mormintele și tot ce avem mai de preț. Dar culmea este că până să se repatrieze bătrânii, în căutarea unor interlocutori pentru această emisiune, dau de tineri. Dau de tineri care au mers afară, s-au școlit și au optat și au zis mai bine în România. România e țara a tuturor posibilităților. Așa cum acum câțiva ani se spunea despre ani buni, se spunea despre America că e țara tuturor posibilităților, acum mulți dintre ei spun învățăm și ne întoarcem acasă. Ce bine ar fi, numai că eu, una, dacă e să mă întrebați, nu cred că România pentru tineri la acest moment poate oferi oportunitățile pe care ei și le doresc. Așadar, în seara asta am tot o invitată care a plecat tânără, relativ tânără. În 1995 avea aproape 20 de ani. A stat în Franța 11 ani, unde s-a școlit, s-a realizat și s-a întors, optând pentru România, spunând mai bine acolo. Și a mai fost o singură dată la mine în emisiune, de atunci pe ceea ce știe să facă, pentru că e o metodă unică în lume, e consultant pe comunicare și se numește Antonia Noel. Și spun, bine a revenit, nu la ora de veche, ci la Marea Repatriere. Bine v-am regăsit, dragă Nicoleta Savin, bună seara tuturor telespectatorilor, mulțumesc de invitație, în primul rând. Mi-am amintit că ești în situația de a fi optat pentru România. Absolut, sunt aici, deci am optat într-adevăr pentru revenirea în țară acum, deci în 2006 se adună deja aproape la anul se fac 10 ani de când am revenit. După 11 ani de Franța. Nu, după 11 ani de Franța. Ce pot să vă spun? De ce am revenit sau de ce am plecat? Și una și alta sunt probabil interesante. Eu cred că orice discuție cu un om care a petrecut niște ani în alt spațiu de civilizație și în alt teritoriu decât România, e foarte interesant, aflăm multe. Da, în primul rând, cred că este o șansă pentru toți, pentru fiecare din noi să plece, consider, este o șansă în a descoperi plecarea cu sens de descoperire largă, a descoperi lumea, a descoperi teritorii, oameni. Cred, până la urmă, obiceiuri. Până la urmă sunt mamă de copil și mă uit, copilul meu are astăzi aproape 11 ani și mă uit că și eu, la rândul meu, mi-ar plăcea să-i ofer șansa de a descoperi un exterior, oricare ar fi, poate să fie Asia, poate să fie... Adică ideea de descoperire a pleca în altă parte, în tinerețe, o găsesc în primul rând cu descoperirea, adică un fel de... renunțare la nevoia asta de aprobare, de a fi în familie și a pleca un pic spre propria afirmare. Asta mi se pare important, să poți să pleci în sensul ăsta, în sensul să te încarci cu descoperiri noi, cu obiceiuri, cu oameni, cu un alt mod de a vedea, de educație și așa mai departe. Tu când ai plecat, erai absolventă de liceu sau deja studentă? Eram studentă. Așa. Contextul în care am plecat eu, eram imediat după Revoluție, imediat, în 95, erau ceva ani. Eram îndrăgostită, nebunește, de actualul meu soț, se fac 20 de ani de atunci, deci Marc.
Și am plecat, care practic, francez, care este francez. Așa. Și care, el venise în România, aș făcuse stagiu militar aici. Și am plecat împreună, puțin constrânși la momentul respectiv, pentru că era un sistem în care nu puteai să rămâi în țară prea mult, din punct perspectiva lui, nu putea să rămână, și atunci a trebuit să ne grupăm cumva în Franța. În același timp, n-am văzut-o ca o rupere. În momentul acela eram atât de entuziastă că mă duc și descoper lumea. Și într-adevăr am descoperit foarte multe lucruri, nu știu dacă timpul ne permite să le... Erai studentă la? Jurnalistică, așa, la Sibiu. Și am reluat studiile de jurnalism în Franța, comunicare și mai apoi jurnalism, pentru că ne terminând pe vremea aceea, eram în anul 3 și trebuia să ai diploma încheiată, am reluat de la capăt, erau pe același sistem francezii pe care suntem noi acum, în sistemul Bologna, ori înainte noi nu eram pe același sistem. Și mi-am reluat studiile acolo de jurnalism, de comunicare de jurnalism. Le-am încheiat, am lucrat ca și jurnalist în Franța, la Radio France International la Paris, la Canal France International, la două media importante care așa erau... Așa grasea toată viața, așa ai căpătat. Da, așa grasea probabil pentru limba franceză. Probabil am fost cumva setată la nivel... Genetic și inconștient mi se spunea, de fapt, când eram mică, o să vorbești foarte bine franceză, astfel încât probabil m-am condiționat cumva să vorbesc foarte bine franceză mai târziu. Și ajuns în Franța, deci spuneam, am refăcut studiile, am lucrat în presă, după care, ca să o fac foarte sintetic, întoarcerea, de ce întoarcerea? Și într-adevăr, pentru mine a fost un rezon de suflet, aș spune, poate pare desuet sau nu de foarte înțeles pentru toată lumea. Păi cum te-ai putut întoarce acasă după ce ți-ai creat acolo toată logistica, ca să zic așa, din punct de vedere financiar și relațional și social? Însă la mine a intervenit nașterea. A apărut băiatul meu în viața mea și atunci a fost ca un apel al rădăcinilor pe care realmente l-am simțit puternic, după aceea l-am conștientizat și mi-am spus, eu vreau acasă. Eu vreau copilul meu să-și vadă bunicii, deși erau și bunicii din partea tatălui, da? Simțeam că era ceva ce-mi lipsea. Dintr-o dată, nu știu, am retrăit toate bucuriile copilăriei mele, amintirile copilăriei mele, cum alergam în iarba atât de înaltă la bunici, la țară și voiam și eu. Practic, cred că asta a fost, adică nu cred, sigur asta a fost, pentru că mi-am dat răspunsul de ce am plecat, cu atât mai mult cu cât mi s-a pus întrebarea de nenumărate ori ajungând aici. Și întotdeauna, din păcate, spun eu cu pe un ton așa, de ce ai venit, de ce te-ai întors, ce s-a întâmplat, ce n-a fost bine, trebuia să fie ceva în neregulă ca să vii într-o țară așa în neregulă. Și al doilea mare motiv, deci ăsta a fost primul de suflet, cel mai mare, a spune, și al doilea, nu vă ascund că eu mă întorceam an de an în țară, în vacanțe, în concediile mele, le petreceam în marea parte în țară. Eu plecând într-un sistem care total haotic, da, chiar după Revoluție nu exista o structură foarte bună în diverse locuri, diverse instituții, diverse, da. Nici jurnalismul nu era pe roate. Atunci profesorii învățau odată cu studenții. Cu studenții. Erau facultățile la care predau jurnaliștii de dinainte de Revoluție. Aici am un bemol, pentru că, într-adevăr, când m-am întors, am avut speranța de a găsi un jurnalist profesionist ca și în Franța. Mm-hmm. Aici e o dezbatere mare și, din păcate, am fost puțin surprinsă. Neplăcut, absolut. Eu fiind jurnalist acolo, m-am întors și am zis o să lucrez ca și jurnalist în România și mediu și unde nimerisem eu sau primul contact pe care l-am avut cu presa n-a fost foarte satisfăcător pentru mine și atunci mi-am spus nu este ceea ce am învățat, un fel de școală de jurnalism și nu vreau să fac altceva. Asta nu înseamnă că nu există și jurnalism bun în România.
Astăzi îmi dau seama că foarte puține locuri și foarte puțini oameni care practică jurnalismul așa cum l-am învățat eu. Au rămas insule. Au rămas într-o insule. Mare care e așa cum e. Da, și mă întorc al doilea aspect. Practic m-am întors pentru că vedeam practic că lucrurile se schimbă, că încep să se schimbe, că evoluează pur și simplu și din punct de vedere economic țara, că, nu știu, am plecat într-un sistem în care nici nu era serviciu bancar, de exemplu, nu exista supermarketurile, eu le-am descoperit acolo, nu că e bine sau rău sau astea au fost referințele mele, dar într-adevăr toate astea nu erau pe înainte, în 95, nu apăruseră. Și întorcându-mă an de an, vedeam, la colț, lângă părinții mei, s-a deschis nu știu ce bancă. Ia uite, se fac băncile și aici, sau apar și lucrurile astea, apar, se gospodăresc oamenii, apar, se întâmplau lucruri cu atât mai mult că de câte ori mă întorceam. Eu mă întorceam la Sibiu, orașul natal, deci orașul unde m-am născut și, într-adevăr, orașul a evoluat foarte frumos în ultimii ani. Capitala europeană, fonduri, a avut un alt fel de așezare economică. Exact, și s-a simțit lucrul ăsta, îl vedeam. Efectiv, era perceptibil vizual și între oamenii cu care mă întâlneam, vedeam că prosperă, progresează și am zis, wow, zic, acum e momentul, deci pe lângă latura aceasta de suflet, care mi-a fost ghid, da? A fost și motivația aceasta că aici se pot face, că lucrurile se mișcă încă, se mișcă în bine, că există un dinamism pe care, sincer, dincolo nu îl simțeam sau poate nu pe măsura așteptărilor mele relativ entuziasmul tinereții. Aici e o capcană. Toți cei din afară care vizitează periodic România spun tot timpul ce schimbări, ce dinamică, ce repede se duc lucrurile înainte. Noi, cei care stăm aici, ni se pare că lucrurile băltesc, nu se mișcă, e imposibil să progresăm, suntem profund nemulțumiți. Asta este când vii și într-adevăr se simte schimbările. Stând aici nu le mai vezi. Mai este și cealaltă poveste care iarăși e foarte veche și a jurnaliștilor de afară care spun jurnaliștilor din România la haosul și de bandada de la voi nu vă plictisiți niciodată, aveți tot timpul ceva de scris. Pe corect, când vestici în gazetărie, au, acolo societățile sunt consolidate, oamenii se mișcă fură puțin, ca să spun așa, sunt civilizați în politică și jurnaliștii cam șomează, nu prea au subiecte. Este, da, este un ritm, ca să spun așa, poate care nu era pe satisfăcător sau pe gustul meu la perioada respectivă, poate mai, adică simțeam nevoia unei efervescențe care nu era în societatea franceză și care, din păcate, văd, constat, eu mă duc destul de des în Franța, nici acum, ba dimpotrivă, mi se pare că chiar unele lucruri sunt atât de înțelenite, adică e bine ca lucrurile să fie așezate, dar în momentul în care chiar sunt prea așezate, riscul poate să fie de diverse alte... Era 2006, anul în care ne străduiam să ridicăm stegulețele roșii, să aderăm la UE, încă nu intrasem, am intrat la 1 ianuarie 2007. Da. Exact. Și mi-închipui în ce moment ai întors, pentru că mi-amintesc acel an și cred că a fost unul dintre cei mai spectaculoși din istoria României, în care noi am încercat să mințim vestul, că de fapt dacă acum stau și mă uit în spate să analizez, asta am făcut. I-am minciunit. Am scos în față niște oameni, i-am pus să se ducă și să promită pe la Bruxelles să facă niște semireforme care să încurajeze vestul cum că ne pot ridica stegulețele roșii, le pot transforma în galbene, urmând ca noi să facem restul. Numai că noi, după ce ne-am trezit cu saci în căruță la 1 ianuarie 2007, le-am spus adesea ce e treaba voastră, suntem membrii cu drepturi depline. Da. Asta am făcut noi atunci. Îți spun eu de la interior, nu știu cum ai receptat tu venind de afară. Da, e o constatare justă și păcate nu foarte încurajatoare, ca să zic așa, pentru ce se întâmplă. Eu temerea, ca să spun așa, în venirea mea încoace era, sau când am venit, am făcut pasul, cred că fără niciun fel de temere, după o ușoară perioadă de restabilire aici, de data aceasta la București,
Îmi spuneam tot timpul două lucruri. Nu vreau să am de-a face cu sistemul medical și cu sistemul de justiție. Astea au fost pentru mine primele impacturi, ca să spun așa, negative, sau comparându-le cu ce trăisem eu 11 ani în Franța. Ziceam, nu mi-aș dori să fiu îngrijită și nu mi-aș dori să am o problemă cu justiția pentru că... De când am ajuns și până în ziua de astăzi, suntem în 2015, pe final, îmi pare că sistemul de justiție a făcut foarte mari progrese, foarte mari progrese. Deci, astăzi, ca cetățean vorbesc român, n-aș mai avea nicio temere, dar mi se pare că statul de drept, civismul, intră multe componente, niște ecuații în care înainte erau multe goluri, acum încep o conștientizare a generațiilor tinere, aș spune, 20-40 de ani, așa, pe generația asta și mai încolo, dar mi se pare că sunt niște schimbări în conștientizarea asta a drepturilor noastre pe care, civice, pe care le avem, care nu exista acum 10 ani. De cât timp ți se pare? Că noi o societate civilă încă n-avem. Adică ea e confiscată la nivel de structuri, la nivel informal. Uh-huh. Sunt de acord că oamenii încep să simtă și să creadă că au și drepturi. Strict la nivel informal, dar pentru mine deja asta este o bucurie foarte mare, că există deja la nivel informal și mă întrebați de... Eu zic că de vreo 5 ani e mult, cred că vreo 4-3 ani încoace simt o implicare a societății civile, da? Uh-huh. A oamenilor, a tinerilor în cauze sociale, în... Ne preocupăm altfel. Lucrurile încep să se spună, lucrurile încep să iasă la suprafață. Fiecare începe să-și... Fiecare e mult spus iar, dar poate eu mă duc în perspectivă și văd undeva așa utopic cum mi-aș dori eu să fie, ca și dincolo, în care fiecare cetățean își cunoaște foarte bine drepturile și îndatoririle. Franța cu meeting-urile acelea cu 800-900 de mii de oameni, un milion, acolo dacă ies 100 de mii de oameni la un meeting, ăla e un fâs, e un eșec. Noi suntem în stare să ieșim 10.000 în stradă azi la moțiune, au promis 15, au venit 4 și aceia duși cu arcanul, ca să zic așa, membrii de partid. Despre asta vorbim, despre societatea apatică. Cât de, tu vorbești de societate civilă, ce societate civilă e asta în care premierul țării tale, descoperit ca fiind plagiator, trimis în judecată, stă în funcție, e o moțiune să-l dai jos și lumea nu zice nimic. Stă liniștită, că e mulțumită, tu ești eu mulțumită. Eu am credință, uite, în sensul că pașii se fac, dar e adevărat că presiunea sau împovărarea poporului a fost atât de mare încât acum ne dorim ca lucrurile să se miște repede și nu e repede după 25 de ani, dar eu înțeleg această nevoie și o simt eu în primul rând, dar în același timp cred că asta este, fără să fac un discurs fatalist că ăsta e destinul poporului, cred că e ritmul în care suntem pregătiți să o facem, dar o facem, lucrurile se fac și pentru mine asta e fantastic. Vă imaginați acum 2 ani să vorbim de acest subiect, de exemplu, nici nu se putea pune la socoteală așa ceva. Deci deja vorbim de un subiect, justiția își face datoria și își o face, zic eu, din ce în ce mai bine, că ziceam de temerile mele de om. Justiția își face datoria începând din 2005. Până în 2005 noi adresam conductori de tren, medici, cu ei aveam o problemă, profesori, nu demnitari, nu funcționari publici, nu temerile oameni politici. Temerile cred că erau nu... prea mari. Da, cred că aici este, cred că erau presiuni foarte mari și sunt... Trebuie societatea să se curețe. Da? Sunt niște mecanisme, niște etape, niște generații. Ăsta e ritmul în care se face, dar eu am ne-am supărat pe, ne-am supărat pe Silviu Brucan, dar poate că avea dreptate. Poate că avea dreptate când spunea, el a fost chiar generos, a zis că ne trebuie 20 de ani să ne revenim. Iată că au trecut 25. Mă gândesc că, de fapt, trebuie să se ducă o generație. Și în același timp este iarăși o generație de sacrificiu. Acum nu vreau să mă vai, dar simt că fac parte din ea. La Revoluție aveam 28 de ani. Simt că acum am sărit de 50 și că mulțumesc. Nu să mai apuc vremurile în această societate în care lucrurile intră în matca lor așa cum ar dori, dar
Fac ce pot. Adică încerc să-mi aduc bucățica mea de contribuție ca această societate să se miște într-un fel sau altul. Oamenii să înțeleagă, să conștientizeze că fără schimbarea din ei nu pot aștepta nicio schimbare de la autorități. Adică ei trebuie să fie cei care să se schimbe pe ei și să determine schimbarea mediului în care trăiesc. Și aici un lucru important, mă bucur că semnalați asta, pentru că m-a întrebat chiar un profesor, recent m-am întâlnit cu dânsul, un profesor de la Facultatea de Jurnalistică din Sibiu, și m-a întrebat, Antonia, tu ce ai dobândit cel mai mult în Franța, în perioada în care ai stat? Și i-am vorbit exact de educația asta care, practic, civică, încă o dată mă întorc la civismul, care la ei de când se nasc sunt învățați să aibă acest spirit civic. Și nu vorbesc ca Franța ca excepție, da? În sensul că într-adevăr ies în stradă și manifestă, că nu, ăsta e scopul, să ieși în stradă, mai bine să nu ai motive da. Pentru a ieși în stradă, da? Dar își cunosc bine drepturile, își cunosc, au o poziție clară, de mici învață să aibă coloană vertebrală. Noi nu am avut această, n-am avut șansa să ni se dea voie să creștem cu coloana, părinții nu ne-au învățat, nu, pentru că nu li s-a dat, temerea a fost atât de mare timp de atâția ani, da, cunoaștem perioada comunismului, deci eu când a fost revoluția am avut 16 ani, dar deja eram un adolescent cu coloana oarecum curbată. Și cu limbaj duplicitar, că așa eram învățați. Așa eram, ce vorbim acasă, exact. Să nu spunem în public, absolut. Erau lucruri ți se oferă, bătute spune în cuie. Că nu, am fost, și atunci este greu, eu încerc, am învățat lucrul ăsta în Franța, văzând acolo cum se manifestă societatea, cum se manifestă oamenii acolo. În plus, am lucrat asupra mea, am făcut dezvoltare personală, m-am format în metode de comunicare în care să ajung să recapăt verticalitatea, da? să învăț să fiu pe două picioare. Dar asta, că spuneați înainte, e nevoie de ca o generație să treacă, e poate puțin sună cinic, dar asta este, sunt niște generații... Dar e cinism, e realism, Antonia, nu se poate. Nu putem arde etape, am fost atât de naivi când am spus o să facem, o să dregem. Nu, societatea merge în ritmul ei. Oamenii politici nu vin de pe planeta Marte, nu o să încetez să spun asta. Vin de aici, sunt dintre noi, noi îi votăm, deși știm că au dosare, îi votăm, nu ieșim în stradă să-l dăm pe Ponta jos. Pentru mine este emblematic ce s-a întâmplat astăzi. Și ca atitudine a opoziției, și ca atitudine a societății civile, și ca atitudine a organismelor, a ONG-urilor. Deci toată lumea s-a blazat, s-a ajuns să accepte că e un premier trimis în judecată. Chestiune care e unică pe plan mondial, nu se mai întâmplă nicăieri. Da, da, știu ce spune, ci are sens, face sens absolut. N-aș vrea să caut, să intru în mecanisme mentale, ce gânduri, ce explicații și-a dat fiecare, că dacă din punct de vedere al numărătoarei nu iese la număr, atunci hai să nu mai ieșim și noi în stradă, că oricum nu putem susține ceva ce nu iese din punct de vedere legislativ. Nu știu care au fost, într-adevăr, în stradă n-a ieșit, au fost aduși niște oameni. Eu, ai trăit atâția ani în Franța, aici se invocă acea prezumție de nevinovăție. Eu știu că în orice țară civilizată, până să prezumția de nevinovăție funcționează, dar demisia, ți-o dai, nu aștepți să te ia de acasă, din fotoliul ministerial să vină să te ia poterea. Acum gândesc la Relu Fenechiu. Este fiecare la fel cu conștiința lui până la urmă, știți ce îmi vine să vă spun, pentru că omul ăsta mai devreme sau mai târziu va primi ceea ce îi se cuvine. Țara asta merită să fie considerată așa cum e peste tot, pentru că oamenii sunt politicoși, condescendenți, uită la tine, nu trebuie să te înjure sau să-ți spună că ești un paria, dar o gândesc chiar dacă nu ți-o spun. Iar țara, în condițiile acestea, nu poți avea nici un negociator, deci nu poți conta la acest moment, e ca și cum nu avea premier, deloc. Este, la nivel internațional, situația este vorbind. Delicată. Eu sper că se va
rezolva din punct de vedere legal, ca să spun așa, lucrurile se vor rezolva. Nu, mai... nu se poate grăbi un proces, el știe bine lucrul acesta. Asta, ca să aibă o soluție definitivă și revocabilă, trebuie minimum un an jumătate, chiar dacă procesul a început repede și chiar dacă pare a... Dar omul, el cu sine însuși, și eu, până la urmă, dincolo de funcție, dincolo de... închipuiți-vă, eu nu mi-aș dori, vă spun sincer, să fiu în pielea unui om care se agață de o funcție și care știe că a făcut niște nereguli și care, deci eu nu știu cum doarme noaptea. Deci asta, până la urmă, nici nu simt eu nevoia să mă duc să-l scot de acolo, pentru că, nu știu, vă spun exact ce încerc să empatizez, să încerc să mă pun în pielea personajului și îi spun, nu pot, nu înțeleg mecanismul care face să te știi vinovat. Apropo de acea educație, de acea demnitate, domne, am greșit, îmi dau seama sau nu spun, nu îndrăznesc să spun că am greșit, dar mă retrag până se va dovedi că, da? Dar probabil la fel, toate lucrurile astea iau timp, se cernă. Să știți că nici Franța nu s-a făcut de ieri pe azi, noi încă n-am sărbătorit 100 de ani de România comună și de Țări Unite, da? Franța, uitați-vă câți ani a avut în spate, câtă experiență, câtă istorie ca să ajungă la această educație, la acest civism, la ceea ce copiii învață de mici. Eu sunt convinsă și văd, deci prietenii, cunoștințele mele, oamenii care sunt în țara asta, vârsta mea și mai tineri, care își educă copiii într-un sens civic, care se implică în probleme, care îndrăznesc să spună nu sunt de acord, fie că în raport cu instituțiile și așa mai departe. Și lucrurile astea nu se întâmplau acum 10 ani, vă garantez. Uite, tu te-ai întors, bineînțeles că ești pe picioarele tale, deci bănuiesc că puteai să faci de pildă, să te duci undeva la stat, nu te-ai dus. Nu te-a tentat nici consultanța politică, se poartă astăzi. Ce tip de consultanță ai ales când te-ai întors în România, că nu ești nici gazetar și te-ai perfecționat așa, da, în acea metodă? Comunicare relațională, da, prin metoda ESPR. Să știți că mi s-a solicitat comunicarea politică. Ideea care este, după vastă experiență în partea asta de comunicare, marketing, că am venit în România, prima dată am făcut, deci când am văzut că nu, jurnalismul este, nu este teritoriul unde m-aș putea dezvolta, am lucrat într-o multinațională franceză, corporație franceză, unde am făcut comunicare de întreprindere internă și externă, ceea ce presupune foarte multă imagine, atenție la cuvinte, la comunicate și așa mai departe, inclusiv relația cu presa. Și după această parte a comunicării de imagine, aș spune, da, sau care poate duce până la urmă și la derive, da, la o pseudo-comunicare. Pentru că comunicarea, dacă n-ai ce, dacă nu e fondul bun, dacă acolo e putred, uite, mă uit la Panova, tot companie franțuzească, a avut comunicare și totuși gestionează destul de prost situația de acum. Foarte prost. Păi ce să, cum altfel ar putea să gestioneze? Pentru că când ești prins cu mâța în sac, cam ce mai poți să spui decât să lași sacul jos? Da, să nu spunem doar de ei. Uite, ne uităm la acest moment, îți dai seama ce înseamnă un colos ca Volkswagen-ul, care a pățit ceea ce a pățit, pentru că acolo nu, cu toată comunicarea din lume, n-ai ce să ștergi imaginea, nu face doi bani, pentru că acolo fondul e putred. Înșelătoria e gata. Corect, nici cuvintele. Până la urmă, acestea, și mă întorc că m-a întrebat ce fac acum. Până la urmă, când înveți să spui, iartă-mă, am greșit, da? Vorbesc de comunicare relațională aici. Tocmai când ai dat la o parte imaginea, se vede că nu-i totdeauna frumos sau curat sau cum ceilalți credeau că este, da? Până la urmă, onestitatea, integritatea, acele valori reale rămân și când te duci și spui celuilalt, da, se pare că am greșit, da, urât, nu mai stăm să spunem de ce și cum, da? Voi plăti pentru asta, ție angajamentul, deja e o formă de comunicare onestă, da? Și te duci și comunici în modul ăsta.
Ce fac eu astăzi? Fac comunicare, deci dau consultanță în întreprinderi, dar la nivel de relații, de oameni, da? Între departamente, comunicare, șeful cu subalternul, colegii de serviciu și comunicare relațională în relațiile de familie, părinți, copii. Nu... Asta-s cele mai importante, da. De fapt, dacă e să mă întreb pe mine, după margine. Cele mai importante. E absolut așa, așa și este și până la urmă toate cărțile de specialitate, până la urmă când îți vorbesc de comunicare, începuturile comunicării sunt atunci când copilașul gângurește și tu ești în empatie sau nu ești în empatie cu el și cum îl ajuți să stimuleze și verbalul și conexiunea cu tine. Și de acolo pleacă totul. De acolo pleacă totul. Deci relația copilași vor fi oamenii mari de mâine care vor fi onești sau mincinoși, care vor fi corecți sau cum să spun, corupți. Parșivi. Și așa mai departe, da. Da. Cât preț se pune în România pe comunicarea de acest tip? Adică ți se pare că românii consideră că e un moft să înveți să comunici cu propriul tău copil? Că am auzit pe mulți spunând de asta. Adică ce să învăț eu de la cineva? Ce să-mi spună cineva? Cum am eu de lucrat cu propriul meu copil? Încă prea puțin, prea puțin preț se pune, mult prea puțin din ceea ce consider eu că este necesar și vizibil, nevoile se văd, pentru că la mine în cabinet vin părinți, pentru că am și consultanță în cabinet și vin părinții în situația critică, evident. Atunci, într-adevăr, înghit, ca să spun așa, sau preiau instrumentele pe care le ofer cu două mâini și mai vin și mai vrem, și, dar e totdeauna mai greu să repari decât să vii preventiv, să iei niște instrumente și să le poți aplica. La fel și cu corporațiile, când mă cheamă, mă cheamă în momentul în care este criză. Vedeți că departamentele deja nu mai funcționează, nu mai comunică cum trebuie sau și bineînțeles. De unde vine? De la persoană la persoană. Că mă întorc la discuția dinainte cu, până la urmă e o funcție, dar persoana, om, ce fel de om este? Aici este, da? Cum construiești omul, cum îl înveți, cum s-a dezvoltat el până la vârsta asta, din punct de vedere al, dincolo de specializare, da? Ce știe să facă, cum face, da? Și cu ce valori, cu ce convingeri face anumite lucruri. Cum ajungem la omul potrivit, la locul potrivit? Că, de fapt, cultura comunistă organizațională a fost cea a nepotismului, a fost cea pe cerepile relației cunoștințe, o știm prea bine cu toții, am simțit-o pe propria piele, ea continuă, pentru că astăzi posturile se scot la concurs pe hârtie, în continuare câștigă cine trebuie, la fel cum la licitații câștigă cine trebuie. E un sistem românesc care nu s-a, care rezistă la reformă, la schimbare și care îi molipsește și pe cei ce vin din afară. Am văzut manageri venind expați de la care așteptam minuni și care în scurt timp au început să se comporte precum românii, nu știu de ce. Sau pot să bănuiesc, dar deja ar însemna să-i bârfesc și să spun lucruri râte despre ei. Da, ce să spun, da, se poate, care-s motivațiile pentru unii financiare, pentru unii așa justifică integrarea, nu știu dacă, revin la om, dacă omul are valoare, coloană vertebrală, nu face așa ceva, dacă omul nu are o educație, da, și anumite valori. Mama, tata, ele sunt date de mamă și de tată, valorile. 7 ani de acasă. Și 7 ani de acasă. Omul poate să facă orice ca să iasă, să-i fie bine sau cum să... Înseamnă că avea dreptate bunica mea care spunea că dacă nu iai, nu-i mai dobândești și dacă îi ai, nu-i mai pierzi. Da, îmi place vorba bunicii dumneavoastră, așa și este. Cei 7 ani de acasă rămân sfinți. Revin la investiția pe care părinții o fac chiar investiți, eu numesc, în acești 7 ani, investiți timp, investiți bani, când zic bani, formați-vă în ceea ce înseamnă să
construiesc niște valori, cum să le comunic copilului, pentru că dacă consider am valori foarte bune și vreau să le transmit copilului, să nu fure, nu fura, nu fă aia, nu fă aia, și am transmis în modul ăsta valorile, nu neapărat copilul le și integrează, le și percepe. Da, coerciția de obicei e urâtă, fruct oprit. Exact, e exact. E cel mai bun. Și atunci, ca să creăm și să consolidăm generațiile astea, că eu cred în, încă sunt, că mulțumesc, mi-a spus un domn domnișoară înainte și mi-a picat extrem de bine, n-am mai fost numită domnișoară de mult timp, eu cred de, la asta, încă am un optimism. Dar în arăți mine. Ca o copilă, deși ai niște anișori. Mulțumesc, da, merg pe 42, da. Cred că putem face lucruri, cred că poți să descoperi ori și unde, ori și când, te poți duce și cred în faptul să dăm șansa copiilor noștri să meargă la un stagiu în Berlin, la un schimb de experiență în China, adică să-i deschizi lumea, pentru că orice călătorie în afara țării te deschide. Îți cultivă toleranța, te învață să, poate chiar unii nu o au deloc, și vedem că orice formă de integrism astăzi din orice parte apare, apar în general la cei oameni care au cam stat închiși și fără să-și dea șansa să se descopere. Deci da, ne putem duce, ne putem călători, putem călători, putem descoperi, însă cred cu tărie că limba rămâne, limba, firul ierbii, așa cum ziceam când alergam la bunica, e firul ierbii, cred că rădăcinile, are francez o vorbă frumoasă, on est ce que l'on est, suntem ceea ce ne naștem, e un joc de cuvinte. Putem să îmbrăcăm toate ținutele, toate porturile tuturor țărilor, să mergem, să construim case, să avem joburi extraordinare, să primim premii în alte țări, da? Însă cred că rămânem și chiar români înainte de toate, da? Poți compara, totuși 11 ani de Franța sunt reprezentativi. Ce au francezii în plus? Sau remarcabil față de români, și ce au românii remarcabil în comparație cu franțuzii. Că sunt convinsă că și noi avem calități ale noastre, cum și ei le au pe ale lor, și fiecare popor are un dat caracteristic. Da, francezii au această formă de... ei sunt foarte atenți la formă. Forma numită în frază, forma în prezentare, forma acea curtoazie. Da? Mm. Cred că o au și cred că o mențin în continuare. Ai o formă fără fond sau are și acoperire? Eu, nefiind obișnuită cu această formă când am plecat din România, am etichetat-o foarte repede drept ipocrizie. Așa, chiar mi-aduc aminte într-un curs la facultate, am spus că aici ne îmbrățișăm toți, dar e o formă de ipocrizie, nu pot să-l îmbrățișez pe celălalt până nu-l cunosc și mie îmi trebuie mai multă autenticitate și nu pot intra în formele astea ale voastre. Și chiar am etichetat-o așa. Până la urmă, eu cred că forma asta a ieșit ca la suprafață, după straturi întregi de fond. De-abia după ce fondul a fost foarte bine consolidat, a apărut această formă. E un mare imperiu, e o civilizație, o putere colonială, se simte, dacă și la turci se simte că a fost un imperiu, se simte în Ankara, e altceva față de Istanbul, cum să nu se simtă în Franța. Da, deci asta chiar cred că această formă care este... extrem de plăcută până la urmă. Nu e numai ce, e și cum. Că poate să fie, și aici cred că la noi încă avem nevoie mare de a învăța această formă. Dincolo, da, spuneam, fără să zicem, păi nu învățăm că de fapt forma ascunde faptul că nu e fond în spate. Nu, cu fondul care este,
punem și forma și întotdeauna este mai agreabil să intre undeva și să zâmbească cineva sau să ți se spună bună ziua sau da, într-un magazin sau la modul ăsta vorbesc. Nu, dar mă gândesc că totuși suntem apropiați mult mai mult de Franța decât de civilizațiile anglosaxone, că la urma urmei băierii pașoptiști la Paris s-au dus și de la Paris s-au întors cu ce au dobândit doar cu forma. Acolo. Da. Și spunea Titu Maiorescu, vorba aceea, era... Tuna și fulgera împotriva formelor fără fond, nu? Da, și erau atâtea contradicții în piață, dacă e cazul să creăm instituții, dacă nu avem a le umple cu ceva sau e important să le facem că se umplu ele pe parcurs. Și iată că suntem astăzi, avem instituții, unele au fond, altele nu. Da. Da. Oricum, față de franțuși ne simțim mai aproape decât față de nemți, față de englezi, față de, în general, țările nordice. Da, și francezii văd că iubesc foarte mult România. Da. Noi am avut tot timpul, eram sora mai mică a Franței ca țară, dar observ că și francezii sunt foarte, foarte deschiși, pentru că găsesc aici la noi, mă întrebați ce sunt. Cel mai bine că ar fi să întrebăm pe un francez, soțul meu este deja de ceva ani. Și ce îi place lui cel mai mult la români și simte că el n-are el ca francez? Ce îi place lui? Nu știu. Îi place că îi place așa de mult încât în continuare este aici. Da, a venit... A părăsit Franța, nu? Da, deci... a părăsit Franța, deci ne-am întors împreună, deci de 10 ani. Cred că sunt multe. Cred că aici acum și cu etichetarea asta, auzi că ca în România, ceea ce mie îmi displace profund, da, și o văd că e din ce în ce mai pregnantă. Undeva am zis că încep lucruri, unele lucruri să nu-i mai placă sau poate le vede mai bine acum, fiind mai, de mai mult timp. În schimb, ce aș vrea să spun că avem nefast, nu că ce avem calitativ, o să mă gândesc și la o calitatea noastră, nefast, tocmai este o autodenigrare, deci asta este clar. N-am văzut popor și am călătorit foarte mult, foarte mult. Vă spun, am făcut toate continentele, Africa, Asia, America. Nu am văzut popor atât de autodevalorizant, permanent. La nivel de glumă, la nivel de apă, noi românii, haha, cum suntem noi. Sau, și n-ai cu cine? Românul nostru e așa, n-ai cu cine, noi nu facem. Sau ca asta, ca în România, sau cum ajung. Am luat, vă mărturisesc că fac aici o confidență, așa, dau din casă ca să spun, mi-am luat nepotul în străinătate vara aceasta, am plecat împreună și îl vedeam cum apreciază cu tot, extraordinar, foarte frumos, nemaipomenit, magnific. Nu ca în România. Și... mi-a plăcut partea pozitivă a experienței lui, dar în același timp, cum nu ca în România? Și mi-am dat seama că toate astea tot din familie vin. O autodevalorizare, apoi la noi românii, ori copii, dacă asta vreau să spun, dacă de mici învățăm că la noi, sau poate nu spunem de față cu ei, ne spunându-le lor, dar în familie aruncăm, păi la noi nu se va face nici în 50 de ani. Copilul percepe lucrul ăsta. Da, ce servilism față de tot ce vine din afară, îl avem. Se vede la nivel, chiar de intelectual fin, care strâmbă din nas la lucruri și valori românești. Da, da. Le jenă să recunoască că am avea valori și îmbrățișează fără rezerve tot ce vine din Occident. Absolut. Că vine de acolo. Absolut. Dar poate și nu tot ce vine de acolo e foarte bun. Corect. Adică trebuie să avem și chestiunea asta, spirit critic, în a evalua corect ce avem noi și a evalua corect ce vine de la alții, pentru că și noi avem lucruri bune și le uităm adesea și de la ei vin lucruri proaste pe care le luăm de foarte bune. Și să știți că acea generozitate a românului, mitul, eu să știți că în continuare, deci orașul te învrăjbește, poate vorbesc la modul general, dar ori și unde, cred că și în Paris, nu cred, sigur, oamenii sunt agitați, sunt nervoși, poate nu se împing atât în metrou, dar nu... Nu spun că este, dar în schimb unde vreau să ajung este că în România, în la țară, mi-am petrecut o bună parte a verii la țară, oameni deschiși, oameni călduroși, oameni primitori, oameni care într-adevăr se interesează de starea ta, bună sau rea,
Cred în asta, încă există, există această fațetă a țării noastre care a avut, a fost atât de frumos descrisă în literatură, da? Cum știm, noi suntem un popor care întâmpină. Eu nu cred în ea. Nu? Nu cred în ea. Cred că aici e chestiune de suprafață, am căpătat povestea formei. Dacă îi cer românului să sacrifice niște lucruri, așa din ospitalitate, nu face. Mie mi se par foarte săritor. Mie mi se par în situații limită săritori. În situații limită românul se mobilizează. Da, trebuie să vină situația limită. Extremă. Poate e o părere. Ca omul care totuși a locuit aici și i-a văzut în toate împrejurările. Și cred că în situații limită românul se mobilizează, dar situațiile limită sunt cu tremuri, inundații, calamități, catastrofe, nenorociri. Nu știm să fim la fel de generoși atunci când ne e bine. Adică nu știm să trăim pe cât de frumos am putea să trăim, pentru că am învățat să înăsprim proverbul, în loc de să moară capra vecinului, zicem să moară vecinul să ia o capra. Adică noi am dezvoltat un simț al materialismului pe care nu l-am avut, iar acum alergăm ca necații pentru niște valori, nu neapărat bani, ce nu ne sunt benefice toate. Adică ne-au alterat ca suflet, da? Pentru asta trebuie să stai aici. N-am nicio îndoială că și dincolo se întâmplă aceste lucruri, dar se întâmplă pe o stratificare de sute de ani în care omul a învățat ce înseamnă să-ți bați joc de munca ta. Dar aici, nemuncindu-se pentru multe valori, fiind obținute peste noapte, nu există un simț al valorii și discrepanța celui care a muncit pentru puținul lui cu cel care a obținut fără niciun efort și îl sfidează pe cel care a muncit, inclusiv în faza de doctorat. Un doctorat nemuncit și unul muncit și așa mai departe. Putem extinde pe toate bunurile pe care le posedă un om diferența între ce ai făcut trudit și ce ai primit de-a gata. Da. N-am avut timp să solidificăm lucrurile astea, să cernem valorile, să eliminăm bezadelele, să ne cernem chiar cadre universitare, că ei formează. Tu ești un formator al relațiilor inclusiv cadre în diverse locuri, inclusiv la universități, probabil. Inclusiv profesori cu elevi. Da, de universitate nu am avut, dar de gimnaziu și da, profesori care... Da, într-adevăr, apropo de asta... Că... Ne apropiem de final și aș vrea să spun ce faci, că mie mi se pare important. Uite aici pe site-ul tău, pe Facebook... Văd că ai în perioada 21-10-25-11, deci mai bine de o lună, nu? Da. Seriile pentru părinți, rădăcini și aripi pentru copilul tău. Da. Și e foarte adevărat că copilului poți să-i dai niște aripi de tot universul al lui sau poți să-i le retezi spunându-i că este idiot în fiecare clipă, cum se întâmplă adesea. Așa, și rădăcinile, întâi rădăcinile bune, acele valori. Da. Ca după aceea să poate să zboare, da? Să nu tăie aripile. Dar și unde au loc seriile astea? La cabinetul de consultanță, cabinetul unde lucrez eu. Aici, da? În București? Aici, în București, da? În șoseaua Panduri. Sunt seri de ateliere, părinții vor veni și le voi transmite niște instrumente cu care să... Instrumente, când vorbesc instrumente, cum să spună în verbal, în non-verbal, cum să... comunice mai bine cu copiii și vom lucra mult pe situațiile pe care părinții le aduc, cu situații concrete în care părintele vine cu o dificultate. Am problema asta, uite, încerc copilului să facă teme și îmi sabotează toată cererea. Sau mai mult decât atât, îmi spune doamna că vine cu temele nefăcute. Sau știu și eu tot felul de probleme, comportamente atipice, copii care... Deci părinții, nu neapărat părinți care au rupt relația cu copiii, dar părinții care au dificultatea de a se poziționa în raport cu ei. Timpul nostru a expirat. Am vorbit cu un om pierdut pentru cauza gazetării, deși s-a format în ea, câștigat pentru comunicare, ceea ce nu e puțin lucru, și nu pentru comunicarea aceasta frivolă, că așa aș putea spune, comunicării politice, ci pentru comunicarea dintre oameni. Am putea fi mai buni și am putea să rezistăm altfel în competiția vieții dacă am ști să comunicăm unii cu alții, începând de acasă, între părinți și copii, o comunicare care trebuie perfecționată, continuând la licee, la facultăți, la joburi.
uneori. Este foarte important să avem dialog și atunci când avem dialog, orice problemă se poate rezolva, ceea ce nu se întâmplă în România într-o gâlceavă generalizată și vom vorbi despre asta imediat, în 10 minute, am ora de politică. L-am invitat pe un om care e tot așa, a trăit în Canada, a revenit în România de la Epoch Times. Vom discuta despre summitul ONU cu tot ce a însemnat el, pentru că România e un fir de nisip în roata lumii, iar la ONU sunt atâtea sute de țări și o să vedem ce probleme au cu toatele și unde suntem în acest angrenaj. Mulțumesc, Antonia Noel, ne întâlnim în câteva minute cu Adrian Sturza, Epoch Times. Rămâneți cu Ora de Politică.